Ziua Armatei Române a fost sărbătorită și anul acesta la Mediaș. Unitatea Militară 01810, în colaborare cu primăria, a organizat un ceremonial militar și religios care s-a desfășurat în cimitirul Eroilor Neamului. Manifestarea dedicată Zilei Armatei Române a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți. A urmat apoi depuneri de coroane de flori din partea celor prezenți la eveniment. Militarii 25 octombrie întotdeauna o să fie o zi deosebită, pentru că ați văzut și dumneavoastră, municipalitatea este alături de noi, este o zi frumoasă și merită sărbătorită așa cum se cuvine nouă medeșenilor. De ce este important să sărbătorim în fiecare an Armata Română? Armata Română este structura care are cele mai mari sacrificii pentru libertatea poporului român și 25 octombrie 1944, la eliberarea ultimei brazde de pământ din partea de nord a Transilvaniei, să știți că s-a făcut cu jertfe mari. Armata Română, doar în luptele de eliberare, au avut peste 58.000 de morți, răniți și dispăruți. Este foarte important să nu repetăm greșelile trecutului.